Filiala ieșeană a USR Plus a depus astăzi listele pentru alegerile parlamentare care vor avea loc în data de 6 decembrie. Actualii parlamentari USR Marius Bodea și Cozet Chichirău deschid listele la Senat și la Camera Deputaților. Aceștia au anunțat că vor lupta în viitorul legislativ pentru proiectele de infrastructură ale Moldovei. La deputați, lista va fi deschisă de către deputatul Cozet Chichirău, lider al filialei județene USR Iași. Pe locul 2 se situează Monica Berescu, președinte Plus Iași, iar pe locul 3 Filip Havârneanu. Ne dorim un Iași fără hoție, o țară fără hoție, o țară în care nu mai există abuz de putere, o țară în care primarul nu-și favorizează clientela politică, mafia imobiliară, prietenii cu care face afaceri personale. Ne dorim un oraș curat, o țară în care școlile, spitalele și autostrăzile se construiesc pentru că nu mai avem hoți și incompetenți la conducerea țării. E o zi foarte importantă astăzi pentru noi. E ultimul pas pentru o Românie fără hoție. Am depus dosarele la Beș din partea Alianței USR Plus. Suntem foarte încrezători că de această dată la parlamentare USR Plus va da cei mai buni parlamentari, oameni competenți, oameni profesioniști, oameni care pot să aducă o schimbare reală în România. Lista la Senat a Alianței USR Plus va fi deschisă de Marius Bodea pe pozițiile următoare, aflându-se Cristi Berea de la Plus și Cristina Fântână de la USR. După ce am văzut listele cu candidații celorlalte partide, nu am absolut nicio îndoială că Alianța USR Plus este alternativa serioasă pentru a guverna România. Pentru că o Românie fără hoție înseamnă că banii românilor se regăsesc în autostrăzi finalizate la timp, se regăsesc în spitale noi cu dotări moderne, se regăsesc în școli cu logistica necesară pentru copiii noștri și nu se găsesc în buzunarele lacome ale funcționarilor care în loc să muncească fură. Candidații USR au fost desemnați prin votul membrilor filialei, iar cei de la Plus au fost nominalizați în forul de conducere al organizației de la Iași.